Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în tutorialul de astăzi mi-am propus să vorbim despre crearea unei resurse de tip drag and drop folosind platforma Nearpod. Pașii pe care îi parcurgem pentru a ajunge la a crea o resursă îi cunoaștem din tutorialele anterioare, folosim butonul Creează. Avem două posibilități: să folosim varianta lecție și aici vom avea acces la toate tipurile de resurse pe care noi le putem folosi din Nearpod și varianta activitate, dar atenție mare, aici nu pot să folosesc decât o parte din resursele pe care platforma ni le pune la dispoziție. Eu am să folosesc varianta activitate. Vedeți că aveți decât patru tipuri de resurse aici. Două dintre ele deja au fost prezentate, o să o folosim pe cea de-a treia, drag and drop. Se deschide interfața pe care am să vă o prezint imediat. În partea stângă avem opțiunea de a introduce imagini în platforma noastră. Dedesubt avem opțiunea de a introduce etichete text pe care le vom scrie aici. Avem o bară de formatare, o bară de formatare cu instrumente relativ simple pe care le întâlnim în aproape toate editoarele de text. Dedesubt avem caseta în care scriem instrucțiunea sau instrucțiunile pe care dorim să le adresăm elevilor. Și foarte mare atenție, avem posibilitatea de a scrie în instrucțiune până la 1000 de caractere, intrând aici inclusiv spațiile dintre cuvinte. Avem butonul de instrucțiuni, pe care o să vedeți că îl folosim la un moment dat pentru a ține caseta de instrucțiuni, oferindu-i elevului posibilitatea să aibă acces la tot ecranul. În partea dreaptă, sus, avem butonul consacrat despre care am mai vorbit, de adăugare a unor elemente multimedia pe care le știți din tutorialele anterioare: imagine, audio, PDF, audio recorder, conținut web sau video. Nu trebuie uitată și această casetă care se închide și se deschide pentru a avea acces la ecran, unde efectiv cei de la Nearpod ne pun la dispoziție diferite resurse create de ei și resurse pe care, dacă le selectăm, ele sunt încărcate în resursa pe care noi dorim să o creăm și avem posibilitatea să edităm, să lucrăm pe acest tip de resurse. Am să închid această fereastră. În partea de jos, un lucru foarte important și pentru elev, dar și pentru cadrul didactic, vedeți că este albastru, este opțiunea de folosire a mouse-ului, opțiunea de folosire a unui creion și a alegerii culorii și grosimii creionului, opțiunea de folosire a unor casete de text și radierea. O să le vedeți pe fiecare la momentul potrivit. În partea dreaptă, lucru foarte important, mare atenție aici, efectiv, adaugă background, e ceva foarte important, întrucât în funcție de acesta noi putem să ne facem tipul de resursă cât mai potrivit pentru activitate. Haideți să încercăm să facem o demonstrație asupra ceea ce avem de gând să facem și să nu uit un lucru foarte important. Acest tip de resursă poți să adaug o etichetă peste o imagine, o etichetă în tabel, o imagine într-un tabel, sau putem să îndesenăm, sau noi sau elevii, sau să facem semnări pe o imagine, sau să scrie noi sau elevii într-un tabel pe care îl setăm ca background în resursa noastră. Haideți să încercăm să facem o demonstrație, să presupunem că la matematică și explorarea mediului am făcut un conținut despre părțile componente ale animalelor domestice. Și o să scriu ca instrucțiune: trage eticheta potrivită peste fiecare parte componentă a corpului.
Evident că acest text poate fi editat de la bara de formatare și poate fi editat sau poate fi formatat de la bara de formatare cu elementele de care am eu nevoie. Încă un lucru foarte important, în afară de elementele consacrate, avem aici la bara de formatare și posibilitatea de a introduce expresii matematice. Să nu uitați acest aspect dacă vreți să faceți o resursă pentru orele de matematică. Am spus cerința, o să închid caseta de instrucțiuni ca să am acces la tot ecranul și de la background am spus că avem mai multe opțiuni. Background-ul este o coadă albă acum, un ecran alb, pot să încarc o imagine ca background, pot să încarc un tabel cu două coloane, pot să încarc un alt tabel tot cu două coloane, dar fără cap de tabel, un tabel cu trei coloane, un tabel cu patru coloane. Am să vă las dumneavoastră plăcerea de a explora toate aceste tipuri de background-uri. Încă o dată, mare atenție că în funcție de background-ul pe care îl folosim, realizăm resursa potrivită. Am spus că o să încarc o imagine ca background, avem cele patru elemente consacrate, să încărcăm din cloud sau să încărcăm direct din calculator. Eu am să încarc o rață, da? Deci am imaginea și ce vreau? Vreau ca elevul să tragă etichete peste fiecare parte componentă a corpului. Efectiv, merg la text labels să fac click și scriu efectiv etichetele. Să spun cap. Mi se deschide o altă casetă unde pot să-mi selectez mărimea textului din eticheta respectivă. Am să las implicit pe M sau dacă doresc să șterg sau dacă doresc să salveze, folosesc opțiunea două. Choc. Se repetă. Trunchi. Membre. Și ai, să spun. Da. Vedeți că am imaginea, am etichetele pe care elevul trebuie să le tragă peste imaginea respectivă. În partea de jos, stânga, am pentru folosirea mouse-ului, folosirea creionului pentru a face însemnări sau a scrie peste imaginea dată, introducere de text sau o radieră. Haideți să introduc și un text aici. Am să introduc și un text. Să spunem Rafa. Porțile corpului. Se poate muta caseta text, rața părțile corpului. Dacă nu ne convine ce am făcut până aici, dăm ștergere. Dacă nu, îi dăm salvare. Se salvează în acest moment resursa. Vedeți că ea se salvează implicit, fără un titlu al lecției. Haideți să-i dăm noi un titlu. Rața. Bun. Am făcut resursa. Este bine întotdeauna să-i dăm o previzualizare, să vedem și din perspectiva elevului materialul respectiv. Bun. Exact așa vede elevul. Închide instrucțiunile ca să aibă acces la întreaga imagine. Ce are de făcut? Să tragă etichetele peste părțile componente. Cap, cap, cioc, cioc, trunchi, trunchi, membre și aripi. Putem să-i cerem, dacă lucrăm, suntem într-o sesiune video sau poate lucrăm în clasă și ne vine o idee, putem să le cerem să zicem și în plus față de ceea ce am scris în instrucțiuni, să zicem, ia încercuiți voi gâtul raței. Au posibilitatea să folosească creionul, aleg o culoare, grosimea,
Și am încercuit gâtul. Sau a făcut un X. Sau, mă rog, cum dorim noi să le spunem, să punem în evidență. Dacă ne convine ceea ce vedem aici, ceea ce am realizat, închidem previzualizarea de la acest X din partea dreaptă sus și îi dăm salvare și ieșire. În panoul de bord se vede materialul pe care noi l-am realizat. Este bine, înainte de a-l folosi cu elevii, să facem o simulare cu un cont de elev pe care ni l-am creat noi anterior. O să dăm live participation, nu mai intru în aceste amănunte pentru că le-am prezentat în tutorialul numărul 2, transmiterea unei resurse, codul resursei, o să copiez linkul, o să merg pe mesagerie și am să trimit linkul către un elev de probă. O să pun aici eu un mail, o să spun link 3 și inserez linkul. De ce? Pentru că este bine de văzut cum se vede resursa din ambele perspective. Am să merg pe contul de elev, de probă, unde am trimis linkul. Haide să ne și ajungă. Gata, a ajuns. Accesez linkul, nu mai insist pe aceste etape pentru că le cunoașteți din tutorialele din urmă. Contul. Da. Bun. Și în acest moment sunt eu ca elev în resursă. Ce vede profesorul? Păi profesorul vede că Marian Cârlig, pentru el s-a deschis o etichetă cu și în timp real o să vadă ceea ce lucrează Marian Cârlig. În partea stângă jos se vede și câți elevi sunt conectați la resursă în acest moment. În cazul nostru, un elev. Dacă noi aveam 20 de elevi, aveam 20 de astfel de etichete și în timp real vedeam ce lucrează fiecare. Și puteam să și share-uiesc, să partajez cu ei ceea ce a lucrat fiecare, să vadă toată clasa. Haideți să intru pe cont ca elev. Elevul lucrează cap, cioc, trunchi, membre, aripi. Să-i spunem că i-am cerut, cum am spus mai devreme, să facă un X pe zona gâtului. A făcut și un X pe zona gâtului. Să vedem ce vede profesorul. Păi uite ce vede profesorul. Profesorul vede în timp real ceea ce a lucrat, cu toate că elevul nu a dat încă submit, dar elevul dă și submit, trimitere și vedeți că are și posibilitatea să editeze răspunsul după ce ai trimis, după ce a trimis el, în funcție de feedback-ul pe care îl primește în timp real de la profesor. Ce vede profesorul? Păi profesorul vede ce a lucrat elevul respectiv, cum a pus etichetele, poate să-i dea feedback, poate să dea share with the class, deci poate să partajeze ce a lucrat fiecare elev cu toți elevii din clasă. Sau poate să dea unshare. Bun. Închidem sesiunea pentru elevi. Bun, dragii mei, sper că am reușit să fiu cât mai explicit în ceea ce v-am prezentat. Vă doresc spor în exersarea celorlalte modalități de a realiza o resursă drag and drop. Atenție că aveați cu tabele, puteți să introduce în loc de etichete text imagini. Vă doresc spor la lucru și vă salută cu drag, Marian.